Noi proiecte ce vizează Comuna Breznița-Ocol au fost depuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență, deoarece primarul comunei își dorește să creeze cele mai bune condiții de trai pentru locuitorii comunei. Copiii sunt viitorul societății, asta este și deviza primarului comunei Breznița-Ocol, Cătălin Drăghici, care mereu a pus accentul pe investițiile ce îi vizează în mod direct pe copiii și elevii din comună. Astfel, primăria comunei Breznița-Ocol a depus un proiect de finanțare pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cadrul acestui proiect, unitățile de învățământ din satele Breznița-Ocol și Jidoștița vor beneficia de mobilier nou, dar și de înființarea unui laborator de informatică și unul de biologie. Totodată, primăria comunei Breznița-Ocol a depus cererea de finanțare pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă pentru satele Jidoștița și Șușița la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și administrației prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 3 milioane de euro. Primarul Cătălin Drăghici a dorit întotdeauna să ofere comunității pe care o conduce cele mai bune condiții de trai, iar educația copiilor din zonă este o prioritate pentru acesta, care mereu a pus accentul pe investițiile ce îi vizează în mod direct pe copiii și elevii din comună. Este primordial ca micuții din zonă să își desfășoare activitatea în locul său natal.